Accidentul a avut loc pe DN7 în localitatea Racovița din județul Vâlcea. Au fost implicate două autoturisme. De vină pentru producerea accidentului se face o șoferiță de 41 de ani care a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu mașina în care se afla ministrul. În jurul orei 13:20, polițiștii serviciului rutier Vâlcea au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN7 în localitatea Racovița. În urma coliziunii, o femeie care se afla într-una dintre cele două autoturisme a fost preluată de o ambulanță pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate. În urma coliziunii, Natalia Intoteru a fost transportată la urgența Spitalului Județean Vâlcea. Regiunile sunt minore. O contuzie de abdomen și o contuzie de șold. Acum este stabilă, dar este trauma pe care a suferit-o. În momentul în care a ajuns la spital, era conștientă, cooperantă? Sigur, conștientă, cooperantă, stabilă, hemodinamic și respirator. Este posibil să se ia în calcul chiar internarea dumneaei? Nu, pentru că nu necesită nicio intervenție chirurgicală, cel mult o să stea în unitatea de prim în urgențe câteva ore sub supraveghere medicală. Șoferii au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.